Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la un nou episod din serialul evenimentului istoric dedicat loviturilor de stat din România. De fapt, aceste episoade se transformă din ce în ce mai mult într-un proiect puțin mai ambițios, pentru că alături de prestigiosul istoric Alex Mihai Stoienescu, începem să conturăm o istorie incomodă a poporului român, care, așa cum am spus de la primul episod, este conturat pe, e un proiect conturat pe structura cărților scrise de Alex Mihai Stoienescu, istoria loviturilor de stat, dar parantezele pe care le-am făcut până acum și care ies din acest cadru ne duc spre ceva puțin mai amplu, spre o istorie pe care în niciun caz nu ați citit-o în cărțile după care ați învățat la școală. Și vorbim în acest episod, vorbim de Constituția de la 1866, prima Constituție a României, adoptată în primele luni ale momentului în care Carol, principele Carol, viitorul rege Carol I, ajunge în fruntea țării românești și Moldovei. În fruntea Principatelor Unite, așa cum se va spune în Constituția din 1866, și discutam cu istoricul Alex Mihai Stoienescu despre ce legul articol 7 din această Constituție, un articol extrem de interesant, pentru că, și aș vrea să vi-l citesc ca să știți despre ce vorbim, îl citesc în varianta lui originală: însușirea de român se dobândește, se conservă și se perde potrivit regulilor statornicite prin legile civile. Și aici fiți atenți, numai străinuri de rituri creștine pot dobândi împământenirea, adică cetățenia. Articolul 8, împământenirea se dă de puterea legislativă. Numai împământenirea asemenea pe străin cu românul pentru exercitarea drepturilor politice. Deci numai împământenirea dă unui străin aceleași drepturi ca cele ale unui român. Bună ziua, Alex Mihai Stoienescu, bine că ne-am regăsit, ne-am revăzut. Am făcut această introducere pentru că avem Constituția de la 1866, primul act fundamental al României, de la care vor pleca probleme rezolvate de-abia după finalul primului război mondial. Constituția de la 1866, ție ți se pare extrem de importantă și ai specificat și în episodul trecut că istoriografia românească a trecut așa, într-un plan secund, mergând pe un model care a plecat din ultimii ani ai regimului Ceaușescu, când nu era bine să vorbim despre Constituție și despre drepturi și în niciun caz despre antisemitism, pentru că acest articol 7 va fi începutul unei campanii a marilor puteri împotriva deciziei României de a nu da cetățenie decât cetățenilor de rit creștin. În primul rând, dăm voie să prezint scuze pentru imaginea pe care o am. Eu, transmisiunea este de la mine de acasă, din birou, iar la Vălene aici, în momentul de față... Contează ce spunem. Este o zi însorită, cu un soare puternic, cu zăpadă, deci este o luminozitate extraordinară și sunt în biblioteca mea, în biroul meu de lucru, care este și o încăpere foarte mare, aproape 30 de metri pătrați. Am văzut că e plină de cărți. Plin de cărți, așa, citite, așa. Importantă precizare. Da, precizări. Ce se întâmplă cu această Constituție? Evident că procesul de constituire a statului modern român, început de CUS, trebuia finalizat printr-o Constituție. Asta era unul din aspectele fundamentale, este și astăzi, unul din aspectele fundamentale ale unui stat modern sau postmodern, cum este astăzi. Deci trebuie să aibă o Constituție democratică și, deci, să aplice în România sistemul democratic occidental și, doi, să introducă în România, în domeniul economiei, capitalismul, economia de piață, cum o numim astăzi.
lucrurile astea, am explicat în episodul trecut, au beneficiat în paranteză de reacția populației prin tot felul de tulburări. De ce le-am evocat? Pentru că și la Constituția în 1866, și completez aici ce ai spus, istoriografia socialistă a tratat-o ca o Constituție burgheză, a tratat-o dintr-o perspectivă de clasă. Nu, aici este vorba de un principiu statal. Statul, fundamentele statului român. Fundamentele statului român. Statul român are continuitate. Noi avem continuitate statală și, prin urmare, trebuie să facă diferența, oamenii să înțeleagă diferența de politologie, diferența de drept internațional între stat cu organizarea lui și noi am ales statul național, forma de stat, dreptul internațional, și regim politic. Regimul politic este altceva, e o formă secundară a statalității, a dreptului civil internațional și așa mai departe. Prin urmare, și când vorbim de perioada comunistă, cum o numim și în istoriografie, perioada comunistă, e vorba de regimuri. Regimuri, două regimuri comuniste sau socialiste, cum le numim, determinate de pierderea războiului și de ocupația sovietică a țării și de impunerea sistemului, în primul rând, a sistemului comunist. Ori, mai fac această precizare pentru tinerii noștri să înțeleagă, noi, înainte de dictatura comunistă, nu am avut democrație. Am avut o dictatură militară. Înainte de dictatura militară, noi n-am avut democrație. Am avut dictatură regală, tot regim de dictatură. Înainte de dictatură, începând cu iunie 1930, am avut un regim de autoritate cu multe perioade de stare de asediu, cu stare de necesitate. Și anume, începutul domniei lui Carol al II-lea, care introduce acest sistem, acest regim de autoritate. Deci noi cu democrația... Dar desfințează partidele, creează un partid unic, deci tot ceea ce însemna democrație devine așa, un soi de... În România, cu întreruperi, regimuri democratice. Deci nu sistemul politic, nu statalitatea, ci regimurile democratice în România cu întrerupe. Așa au fost de până la 1859-1866 Constituția, au funcționat vreo 40 de ani cu intermitență. Restul am avut stări de necesitate și, cum spuneai și tu la începutul serialului nostru, 14 sau 15 lovituri de stat și tentative de lovitură de stat, am avut 14 reforme agrare în toată această perioadă. 14 reforme agrare, trebuie să spui întrebarea, ce tip de economie este, cu ce s-a confruntat modernitatea în domeniul economic în România. La care mai putem adăuga două războaie mondiale, două războaie balcanice și tot așa. Diverse pandemii. Pandemia, așa este, și pandemii, într-adevăr, au existat, cea de gripă mai ales. Deci, iar tifosul și holera erau extrem de răspândite la acel moment. Al doilea aspect pe care trebuie să înțeleagă lumea, cei care ne privesc. Sigur că noi prezentăm o serie întreagă de aspecte neplăcute, negative ale societății. Incomode, haideți să spunem incomode. Da, să spunem. Corupția, de exemplu, unul dintre ele și așa mai departe. Politicianism, politica greșită, făcută de partide politice și așa mai departe. Dar nu trebuie să uităm nicio clipă că acești oameni politici, cu toate păcatele lor, au făcut câteva lucruri esențiale pentru construcția acestui stat. Unirea din 1859, Constituția Democratică în 1866, a obținut independența țării, războiul de independență 1877-78, Marea Unire în 1918, deci lucrurile astea nu au venit așa din cer, de undeva, sau le-a impus poporul, cum spunea istoriografia. Nu, pe de-aia spun, nu este o istorie neagră, este o istorie incomodă. Este o istorie care are, ca orice istorie a oricărui stat, are lumini și umbre. Făcută,
de acești oameni politici pe care îi mai critică unii și îi prezintă negativ, Brătieni, Carp, Maiorescu, Iorga chiar, apoi Tache Ionescu, deci tot acești oameni politici au construit statul român modern și ulterior postmodern. Deci lucrul ăsta trebuie, degeaba vin niște intelectuali și dau tot felul de citate împotriva sau de caricaturale despre naționaliști și național și despre oamenii politici, citate inclusiv din Eminescu și din Iorga, foarte critici la acestor fenomene. Totuși, statul ăsta român s-a creat pe niște mari evenimente istorice conduse de acești oameni politici. Foarte important pentru a se înțelege că totuși acești politicieni au făcut lucruri esențiale pentru țară, pentru noi, de statalitate. Ce se întâmplă la 1866 după ce vine domnitorul Carp? El, așa cum spuneam și în episoadele anterioare, încă din Germania, de când s-a dus Ion Brătianu la el, a precizat foarte clar că el, și în calitate de prinț, de principe german, și în calitate de domnitor, de personalitate urcată pe tronul principatelor, dorește ca domnia să aibă încă de pe acum un caracter de suveranitate. Adică domnitorul să aibă o anumită autoritate în stat. Să nu fie doar o reprezentare, să nu fie doar un simbol undeva acolo care din când în când mai semnează un decret sau mai face o cuvântare. Deci Carol a cerut de la început o implicare directă și în primul rând a cerut dreptul lui la actul de conducere a statului. Este un lucru foarte important pe care Brătianu l-a acceptat. Și dar asta vreau să spun, îl capătă. Deci în acel sistem regele putea, principele, alteța sa regală, cum se spune de la un punct încolo, putea pur și simplu să ceară primului ministru și dea demisia, să numească un alt prim-ministru și care organiza alegerile și așa mai departe. De-aia schimbările de guvern sunt extrem de dese. Era aproape un regim, cum l-am catalogat acum, prezidențial. Exact. Și asta este un lucru pe care Carol l-a cerut de la început. I-a fost promis. Și în momentul în care a început să se construiască proiectul Constituției, el a precizat foarte clar că în proiectul Constituției puterile sale trebuie să fie nu absolute, să fie categorice, să fie decisive, să aibă drepturile astea, să schimbă miniștri, schimbă guverne, să negocieze, să ducă tratative cu partidele politice și așa mai departe. Deci nu sub nicio formă acel aspect de domnitor simbolic, de conducător simbolic care stă undeva la palat și avem... A fost și bine și rău, pentru că se va dovedi pe parcursul istoriei și cred că vom detalia în episoade că acest tip de conducere depindea foarte mult de om. Carol I a fost, din punctul meu de vedere, un conducător providențial. Nu același lucru se va întâmpla ulterior. Da, așa este. Deci, cu spiritul lui German, un om foarte cultivat. Să ne gândim că el este, dacă nu mă înșel, avea 27 de ani când a venit în țară. Deci noi vorbim de un tânăr prinț, dar de un om cultivat, de un om care a făcut o școală militară și o pregătire militară. Participate și la război. Avea experiență de la războiul franco-prusac, dacă nu mă înșel. Există în istoriografie. Există niște categorii. Aceste categorii de conducător de stat sau de conducător politic sunt vehiculate și astăzi, fără să se înțeleagă foarte bine. De exemplu, există categoria de conducător politic. Conducător politic era perceput atunci, în primul rând, președintele, lider unui partid mare, partid puternic, cum era Ion C. Brătianu, conducător politic. Dar și urca, domnule, îi se spunea bărbat politic, prim-ministru, adică cu o funcție importantă în stat, marele bărbat politic Ion C. Brătianu, marele bărbat politic Petre Carp,
Deci, existau aceste noțiuni, iar deasupra tuturor, Iorga, tocmai Iorga este cel care, cel care reușește să definească aceste aspecte. Și au mai fost și niște lideri ardeleni care au subliniat acest lucru. Zice, și anume categoria bărbat de stat. Bărbat de stat era o personalitate care trebuia să îndeplinească trei condiții. Unu, să fie ideolog, care atunci era ideologia națională și ideologia naționalistă, dar în primul rând ideologia națională. Ideologia construcției națiunii române și a statului român modern. Doi, să fie doctrinar, adică să aibă o viziune, un program politic a unui partid sau personal, un program politic foarte bine definit, și trei, să fie conducător militar, adică ideolog, gânditor politic, om politic și trei, comandant militar, conducător militar. Persoana care a îndeplinit aceste condiții, primul care a îndeplinit, a fost Avram Iancu. Gândiți-vă la Avram Iancu, el a îndeplinit toate aceste condiții. Da, dar fără să aibă acest caracter de conducător formal, rămânând doar la nivelul de bărbat de stat. Ne-a condus, dar el de fapt, dacă stăm să ne gândim, practic l-a condus Transilvania în perioada aia. A condus poporul român. Da, am zis formal, era informal. Era de fapt unul de iure. Apoi a apărut un alt bărbat politic despre care, bărbat de stat despre care putem vorbi astăzi, Ion Brătianu. Ion Brătianu, ideolog al mișcării naționale, lider politic, conducător al cel mai mare partid politic și trei, militar, pentru că el a renunțat la funcțiile politice și aceea de conducător al partidului și de prim-ministru, și s-a îmbrăcat în uniformă militară și a plecat, s-a dus și a participat la luptele din Bulgaria în 1877. Deci a fost, să nu zicem că a fost un comandant militar, că armata a fost condusă de domnitor, dar de Carol. Dar a avut aceste trei componente ale categoriei istorice bărbat de stat. Bun, închid paranteza și revenim. Bun, revenim. Că tot vorbim de comandant militar, am spus războiul franco-german, nu, era vorba războiul între Germania și regatul danez din 1864. Acolo participă Carol I ca ofițer, dobândind o experiență de luptă care îi va folosi foarte mult în războiul de independență. Odată instalat la București ca domnitor, încă, deci să ne gândim, din mai până în iunie doar o lună. Deci mai de când vine și pus pe tron până în sfârșitul, a doua parte a lunii iunie, când încep proiectul Constituției, e doar o lună. În această lună, Carol a trecut prin două situații personale importante. Unu, a urmărit cu atenție care este evoluția războiului prusiano-austriac, ce se întâmplă acolo. Și era extrem de interesat de victoria Germaniei. De ce? Pentru că, așa cum spune, îl citez mereu pe Iorga pentru că este, cum să spun eu, referința esențială a istoriografiei române. Iorga atrage atenția spre următorul lucru și spune negru pe alb în istoria românilor, în tratatul de istorie română. Carol a venit în țară cu ideea independenței statului român și cu ideea că aceasta nu se poate obține decât printr-un război. Am închis citatul din Iorga. Deci Iorga spune, Carol a venit orientat, direct, chitit, cum spune românul, clar să obțină independența statului și era conștient că independența nu se poate obține decât printr-un război. Colateral, el credea că acest război va putea fi sprijinit de Germania și de Austria. Deci, el aștepta sprijin, în primul rând, înzestrare. Am explicat în emisiunile noastre anterioare cu problema înzestrării armate, cu pregătirea unei armate românești. Deci el
a pregătit-o de la început în ideea obținerii independenței față de Imperiul Otoman cu sprijin german. Paranteză. Pentru că aici e un subiect, e o paranteză care mă interesează pe mine, ca să zic așa. 1867 înseamnă și constituirea regimului statului dualist austro-ungar. Da. Cât de important, cât de mult schimbă regulile jocului și cum s-a ajuns în această situație? Pentru că el e foarte important. Va fi un element care va greva asupra istoriei României mult timp, cu consecințe destul de grave, pentru că brusc Ungaria capătă valență de imperiu. Ceea ce automat face din problema transilvană una foarte greu de rezolvat. Da, ce spuneam mai devreme. Carol, în primul rând, a fost interesat ca Germania să câștige acest război. Era vorba de Bismarck, în primul rând, de personalitatea lui Bismarck. Germania să prevalez, câștige acest război, astfel încât să aibă control asupra Austriei, ulterior Austro-Ungariei, să aibă acest control. Există... Da, victoria Germaniei înseamnă, de fapt, crearea unui nou imperiu, Imperiul Austro-Ungar. Da, Imperiul Austro-Ungar. Dar era important ca Germania să controleze și, în primul rând, Bismarck personal să crească puterea, să devină puterea europeană importantă. Toată influența pe care avea Austria, ulterior Austro-Ungaria, în sud, la Dunăre, cum ar veni, și la statele balcanice. Și am explicat cum și-a pus regi în zonă. Bismarck, deci în Balcani, în Bulgaria, în Grecia, în Albania, în România, prinși germani. Deci era foarte important ca această forță nouă, reprezentată de Carol în România, în Principate și în România, și anume Germania, să fie cea care să pondereze. Pentru că tot așa în primele episoade am arătat care erau declarațiile de la Pesta, care erau declarații și Austria de la Viena, și anume că România trebuie ocupată militar de Austria ca să ne civilizeze. Aduceți-vă aminte că am explicat. Da, am explicat, am discutat. Doi, exista într-adevăr, în continuare, acest pericol de invazie. Pentru că această reprezentare a puterii prin Germania și secundar prin Austro-Ungaria însemna și garanția că nu vom fi invadați de Imperiul Țarist. Deci o forță europeană masivă, mare, care blochează invazia rusească în țări și ocuparea României. În al treilea rând era acest raport cu Imperiul Otoman la sud și toată povestea asta cu autonomia pe care Imperiul Otoman încerca în continuare să o încalce. Povestea capitulațiilor și așa mai departe, deci a actelor făcute de domnitorii români și care fac sublinierea, fac această paranteză pentru ca tinerii și telespectatorii să înțeleagă. În cercetarea făcută de marele istoric român Mihai Maxim, care a declanșat, care a construit un centru de cercetări românești la Istanbul, cercetarea arhivelor otomane aduce argumentul cel mai puternic al autonomiei țărilor române, al acelor capitulații, și anume că toate actele emise de Imperiul Otoman, de înalta poartă, în relația cu țările române, se găsesc în arhiva Ministerului de Externe, pentru că ele erau documente de relații externe, nu de relații interne a Imperiului Otoman, cum se întâmpla în Bulgaria. Deci unde exista pașalâc, toate actele emise de Imperiul Otoman aveau caracter intern. Da, ori, țineau de Ministerul de Interne, de Ministerul de Externe, cum s-a replicat acum. Adihname, cum se numeau. Toate actele referitoare la țările române au avut caracter de relații externe, ceea ce înseamnă dovada cea mai clară a autonomiei, iar Iorga, iarăși, tot trimit la el pentru că asta trebuie citit, Iorga spune foarte clar, așa și apăsat, noi, de fapt, am avut tot timpul independență, pe care o plăteam
cu tribut. Plăteam și tribut. Cu sânge. Da, de fapt, când era nevoie de... Era nevoie de o revoltă a domnitorilor tocmai pentru a reconfirma statutul de independență. Asta astfel explică, marele istoric, explică de ce am dus atâtea bătălii. De ce a existat toți marii domnitori și marile bătălii, Vlad, Țepeș, Mihai Viteazul, Ștefan cel... Din punctul ăsta de vedere, iar trebuie lumea să înțeleagă, este atipic ceea ce se întâmplă în țara românească și în Moldova, pentru că domnitorii din cele două țări se bat în mod constant cu Imperiul Otoman, ceea ce nu o să vedeți nici în Bulgaria, nici în Serbia, în nicio altă zonă din Balcani ocupată de sau care era sub influență otomană, nu o să vedeți pentru că acolo era prezență militară. Acolo lucrurile erau foarte clar stabilite. Mai mult, terenul, pământul țărilor respective în Pașale, făcea era parte din Imperiul Otoman. Imperiul Otoman și proprietarii erau otomani, musulmani. Duceți-vă la Belgrad și o să vedeți Părâu, cetatea care făcea, era granița dintre Imperiul Otoman și Occident. Așa se explică de ce mare parte din viziri, din conducătorii administrativi ai Imperiului Otoman erau de origine creștină, de fapt trecuți de la creștinism la mahomedanism. La mahomedanism pentru a putea continua într-un fel, așa explică de ce în Bulgaria, de exemplu, care era pașalic, s-au descoperit, cercetători arheologi au descoperit foarte multe morminte de bulgari, musulmani, și în momentul când l-au dezgropat, peste cadavru era o cruce mare de lemn. Deci, este o întreagă bătălie care s-a dus în Balcani împotriva islamizării și mai ales a acestei situații de pașalâc în care a căzut la un moment dat și Ungaria. Ori Transilvania și cu țările române, Moldova, Țara Românească, au rămas autonome. Am închis paranteza să nu o lungim. Deci, revenim la Constituție. Carol a cerut această, ca Constituția să prevadă această autoritate. El o numea la un moment dat absolută, deci o autoritate de conducere a statului. În al doilea rând, cu Constituția, proiectul Constituției la 1866, intervine un aspect fundamental, și anume încercarea liderilor, unor lideri de frunte ai Partidului Liberal, Brătian în primul rând, dar și Cea Rosetti și Carada și echipa cealaltă republicană, încercarea de a introduce pentru prima dată într-o Constituție a României a principiilor, drepturilor și libertăților fundamentale ale omului din Revoluția franceză, din Declarația Drepturilor Omului și a Libertăților Cetățeanului din Revoluția franceză. Și ei au insistat, au cerut ca această prevedere, aceste drepturi să fie prezente în prima Constituție a României în 1866. Dăm voie să citesc din Constituția din 1866, articolul 10. Nu există în stat nicio deosebire de clasă. Toți românii sunt egali înaintea legii și datori a contribui fără osebire la dariile și sarcinile publice. Ei singuri sunt admisibili în funcțiile publice, civile și militare. Asta ținea tot de legătura cu străinii. Articolul 12. Toate privilegiile, scutirile și monopolele de clasă sunt oprite pentru totdeauna în statul român. Titluri de noblețe străine, precum princip, grav, baron și alte asemenea, ca contrari vechiului așezământ al țării, sunt și rămân neadmise în statul român. Decorațiunile străine se vor purta numai cu autorizarea domnitorului. Asta ține de... suveranitatea statului. Libertatea individuală este garantată. Iar nimeni nu poate fi constrâns în contra voinței sale de la judecător ce îi se dă legea. Domiciliul este neviolabil. Nicio vizitare a domiciliului nu se poate face decât în cazurile anume prevăzute de legi și potrivit formelor de ea prescrise. Și lucrurile astea continuă. Deci principii universal moderne pe care le regăsim până astăzi. De-aia, caracterul ei este mai mult decât
ține mai mult decât de modernitate, cât de universalitate, după părerea mea. Da, ele provin, izvorul de drept este la articolul 4, era la articolul 4, care preciza drepturile și libertățile fundamentale, adică făcea trimitere la acele drepturi. Articolul 5. Românii se bucură de libertatea conștiinței, de libertatea învățământului, de libertatea presei, de libertatea întrunirilor. Așa, deci e vorba de articolul 5 din Constituția votată. Da, din Constituția votată. Noi vorbim aici de un moment foarte important și anume de proiectul Constituției. Proiectul Constituției care, la care s-a constituit o comisie de revizuire, deci de pregătire, de verificare a condițiilor de drept internațional și drept intern. Deci proiectul Constituției a fost elaborat, nu mai discutăm cum am explicat, s-a înaintat Parlamentului acest proiect de Constituție și o comisie condusă de șeful baroului din București, o comisie este întrunită pentru a cerceta, lua și a verifica dacă, articol cu articol, dacă aceste articole și Constituția sine respectă dreptul internațional și dreptul român, adică configurația statului unic, că nu era, nu se dădea o Constituție universală așa valabilă oriunde, ci o Constituție care trebuia să funcționeze în statul român. Această comisie avea 7 membri, dacă nu mă înșel, din care o majoritate de 4 din membrii de juriști, care erau ai liberalilor, erau pentru introducerea expresă a acestui articol. Era articolul 4 din proiect al supra-drepturilor fundamentale, le-ai citit tu. Libertatea conștiinței, libertatea învățământului, libertatea presei și libertatea întrunirilor. Presei. Să știți că libertatea presei prevăzută în această Constituție a fost o mare problemă și ne-a creat mari probleme pentru că au fost lideri, în primul rând, mari intelectuali români care s-au opus categoric acestei libertăți absolute a presei. Mai ales că niște articole mai jos se preciza clar că ziariștii sunt protejați. Sunt protejați de drept ziariștii și pot să scrie, au libertatea de expresie, pot să scrie orice. Ori istorici mari, Iorga, Xenopol, Vasile Urechea și alții au spus de la început, dom'le, să scrie orice, inclusiv lucruri împotriva statului. Mai târziu, socialismul, narodnicismul, comunismul, toate s-a făcut propagandă în presa română pentru că era liberă. Închid paranteza. Deci au fost niște dezbateri în Comisia Constituțională asupra introduceri. Iar Brătianu a fost cel care a insistat spunând aceste prevederi ne vor certifica, ne vor asigura că devenim un stat civilizat, un stat occidental. Și crezi că așa a fost? Adică crezi că a ajutat lucrul ăsta? Dar asta este declarația politică de intenție, iar în momentul în care avem în față actul oficial, Constituția 1866, găsim la articolul 5, s-a produs o translație de articole tocmai datorită articolului 6-7 de care vom discuta. În acest proiect, la articolul 6, se prevedea inițial, în proiect, repet, confesiunea nu este o piedică pentru naturalizarea în România. Ceea ce însemna confesiunea, credințele religioase, având în vedere principiile fundamentale, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, prin urmare, confesiunea de religie nu poate fi o piedică la naturalizare. Ceea ce însemna că puteau fi naturalizate. Puteau primi cetățenia română și mozaici, și musulmanică. Atunci se discutea și de musulmani, nu numai de evrei. Mai rămăseseră în țară, sigur, la un moment dat s-a făcut recensământul și erau 1400 de musulmani, deci erau foarte puțin. În schimb, evreii reprezentau tot la aceste recensământe 3%, ulterior 4% din populație, era prima minoritate. A doua minoritate era cea religioasă catolică și reformată, 1,8, ceva de genul ăsta, procente foarte mici. Iar restul de minorități erau subunitare, sub zero.
Bun, zero, vorba zero. De un stat foarte compact sau de un teritoriu foarte compact la acel moment, deloc mozaicat. De un popor compact, deci 94,5% români, deci din care marea majoritate țărani. Deci poporul român era definit în momentul în care atunci a fost definită națiunea română modernă. Ea era compusă, pentru că asta este o teorie a dreptului internațional care trebuie înțeles. Deci națiunea este formă superioară de organizare poporului. La fel cum poporul este formă superioară de organizare a populației. Da? Sau și în ultimul caz a mulțimilor. Deci, deci în momentul în care un popor majoritar cum era al nostru hotărăște să construiască o națiune modernă compusă din el, din poporul român și minorități naționale, în momentul acela se definește națiunea și statul național totodată. Și Carol era conștient de acest lucru, Brătianu conștient și el cel de acest lucru. Mai erau încă niște politicieni acolo foarte importanți, Manolache, Costache, Epureanu. Deci erau niște lideri politici care au contat în aceste situații. Și începe această dezbatere din comisie, dom'le, introducem sau nu introducem aceste prevederi ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului din Revoluția franceză. Ori presa de opoziție și presa naționalistă, inclusiv presa ultranaționalistă din Moldova, se opunea introducerii în Constituție a acestor prevederi. De ce? Pentru că ei spuneau, există un articol celebru în ziarul Telegraf, Trompeta Carpați, în care spuneau așa, domnule, asta este o fantezie. Povestea asta cu drepturile și libertății fundamentale este o anomalie, o fantezie, nu se poate aplica. Chiar Parlamentul francez a fost nevoit să blocheze și să aducă o formă educorată. De ce? Că spuneau ei, altfel statele, citez, altfel dispar. Statele nu pot fi guvernate. Dispar și dispar, da. State, chiar state moderne, nu le putem conduce cu principiile drepturilor și libertății fundamentale, libertatea absolută a cetățeanului. Nu există așa ceva. Că a fost importată din Statele Unite, de la Revoluția Americană, importată în Franța, că nu e idee franceză. Deci toate lucrurile astea au circulat împotriva. Până la urmă, Brătianu a fost și cu cea rostită, au fost cei care au reușit să impună prezența acestor principii în Constituție, pe ideea că arătăm Occidentului că suntem un stat modern de tip occidental și civilizat. Era foarte importantă treaba asta. Problema care a fost la București, că acest proiect al Constituției, cu forma aceea inițială a articolului 6, confesiunea nu este o piedică pentru naturalizare. Deci care ar fi permis evreilor să primească cetățenia română. Proiectul ăsta a fost publicat. A fost publicat în presă. Și el a circulat. Și el este cel care a declanșat mișcarea antisemită, în primul rând al grupărilor antisemite din Moldova, care aveau un lider naționalist, de fapt ultranaționalist, foarte puternic, foarte influent, Nicolae Ionescu. Era fratele lui Ion Ionescu de la Brad, mai celebru decât el. Nicolae Ionescu era primul lider politic naționalist format la școala lui Simeon Bărnuțiu de la Iași. Simeon Bărnuțiu între 1860 și 1864 ține cursuri care sunt cursuri de drept, în care spuneam eu încă din primele episoade, le-a băgat în cap tuturor că întregul teritoriu, întregul pământ al României este proprietatea țăranilor. Că așa spune dreptul roman. Dreptul roman spune că un imperiu, cum era Imperiul Roman, vine și ocupă o țară, un teritoriu, el doar administrează acel teritoriu. Nu devine proprietar al pământului. Și pe ideile astea se construiește această mișcare ultranaționalistă, care avea ziare puternice, influente în Moldova, și care se deplasează, se... Bun, era din ce am văzut, era un om politic cu o anvergură deosebită.
participă la înființarea ceea ce s-a numit Academia Română. Ulterior, era orator foarte bun, deci un personaj politic trecut așa ușor pe linie moarte din cauza atitudinii antisemite, dar un om care, iartă, făcuse dreptul la Paris. Nu era... Da. Nicolae Ionescu a fost un lider, dar el a fost marginalizat în istoriografia noastră, în primul rând pentru faptul că e primul lider politic naționalist de anvergură și doi, pentru că toată dezbaterea și toate principiile lui porneau de la așa numitul antisemitism retoric. El nu a condus, a fost la un moment dat numit ministru de către brătieni, dar el nu a condus țara și nu a impus un antisemitism de stat, ci erau declarații de antisemitism retoric, adică ne împotrivim drepturilor din cetățenie evreilor, în primul rând. Ori toată acțiunea asta se mută la București, unde găsește și aici un nucleu de ultranaționaliști, de antisemiți, la ziarele, în primul rând Trompeta Cavallu, Cezar Boliac. Cezar Boliac, care a fost imediat denunțat, aici începe o întreagă nebunie în presa română. A fost denunțat că, de fapt, el este evreu de origine și că face naționalist de paradă, de propagandă. Și care a determinat o reacție puternică la existența în proiectul Constituției a acelui articol 6 care permitea, pe baza fragilității intenției de vot, pentru că aveam o problemă care s-a mai întâmplat prin parlamentele României. Exista o realitate procentuală a partidelor în Parlament și o altă realitate a intenției de vot. Adică vedeai acolo, nu știu cât la sută liberal, nu știu cât la sută conservatori și așa mai departe, fracțiuni și așa mai departe și ziceai, domne, procentual câștigă liberali. În realitate însă, intenția de vot era foarte împărțită, iar cea Rosetti și cu Bretene erau îngrijorați de faptul că o serie întreagă de oameni ai lor din Parlament, de parlamentari, ar putea vota împotriva Constituției, elaborării Constituției. Deci nu aveau asigurată o majoritate de vot, mai ales că o Constituție și apoi o lege organică se votează și cu acel principiu de trei sferturi din vot. Da. Deci era foarte greu de obținut. Și atunci în asta, nu mai termin imediat, se întâmplă următorul lucru. Vine pe 15 iunie în Parlament Ion Brătianu, care era ministru de finanțe, dar îndeplinea și unele funcțiuni din Ministerul de Intern. Vine Brătianu și anunță, retragem articolul 6 care va fi reformulat de comisie. Deci, atenție, anunță în Parlament, retragem. Dar acest anunț nu are niciun efect întrucât mișcarea antisemită a acelui nucleu ultranaționalist, deci se pusese deja în funcțiune, era, după toate probabilitățile, și într-o legătură strânsă cu Mitropolia, cu Biserica Ortodoxă, care și ea se opunea acestui lucru, cu libertății, cu principalul adversar al Revoluției franceze și al mișcării revoluționare și al statului modern francez a fost Biserica Romano-Catolică, deci mișcarea ecleziastică antirevoluționară, foarte puternică și care a avut influență și la noi. Moldova, în primul rând, unde exista și catolicism și apoi în Țara Românească a coborât la București. Deci, Brătianu retrage articolul 6 anunțând că va fi reformulat. Manolache Costache Pureanu, care era președintele adunării, declară și el, tot public, nu se va da nicio lege împotriva poporului român. Adică nu se va da... Nu se va da cetățenie tuturor, da. Nu s-a observat următorul aspect, pentru că presa liberală română, în primul rând, ziarul român, a trăsit atenția că, de fapt, acel articol 6 avea două aliniate. Aliniatul A, confesiunea nu este o piedică pentru naturală.
și aliniatul B, izraelieți, care preciza clar, izraelieți nu da? Naturalizați decât prin lege specială, ce ai citit și tu mai devreme. Cu aprobarea camerelor, adică asta înseamnă lege specială. De fapt, celebrul articol 6 era nimic. Deschidea drumul naturalizației, îl și condiționa de lege specială. Deci, pentru să fie... fiecare trebuia dată o lege specială. Exact. Dar acest lucru a fost trecut cu vederea de ce? Pentru că mișcarea ultranaționalistă, mișcarea antisemită se pusese deja în acțiune. Ea vrea neapărat să blocheze acest articol sub pătre. 2. Nicolae Ionescu a introdus un amendament la proiectul Constituției și apoi în Parlament l-a prezentat un amendament prin care cerea ca încă de la articolul 1 din Constituție să se prevadă faptul că statul român este stat ortodox. Deci să prevadă că Biserica Ortodoxă Română este conducătoare a religiei în România și statul este, fiind un stat ortodox, acesta nu poate permite altor confesiuni să existe decât cu aprobarea Bisericii Ortodoxe. Ăsta era iarăși un aspect. A fost respins articolul. În schimb, da, apare ideea că religia ortodoxă este religia dominantă a statului român. Asta este. Religia dominantă se transformă în articol care precizează religia dominantă. Dar, repet, inițial s-a vrut să fie statul român stat ortodox. Deci să se prezinte încă de la articolul suntem stat modern, liber, ortodox. Și a fost respinsă treaba. Deci și biserica a fost cumva implicată. În momentul în care încep dezbatile pe articole, se produc două lucruri, și anume, toată presa liberală analizează primele patru articole ale proiectului de Constituție în mod favorabil și mai ales acel articol 4 și apar astfel marile editoriale și articole de presă liberală care explică inclusiv susțin o declarație a lui Bătrâneanu foarte clar. Popor român, v-am dat drepturile și libertățile fundamentale. V-am constituit în națiune modernă. Articolul 4 asta exprimă. Transformarea dumneavoastră popor român într-un popor civilizat care se atașează principiilor democratice occidentale. O spune Brătianu foarte clar în acea perioadă. Deci sunt în acea perioadă niște articole, niște editoriale care explică, în primul rând, articolul 4, și anume că ar fi fost un fel de cadou. Chiar așa spune, dom'le, uite, v-am dat libertățile, acceptați în aceste condiții, având în vedere libertățile de presă, de învățământ pe care vi l-am cum am citit mai devreme, trebuie să acceptați și calitatea de cetățean dată prin legi speciale evreilor. Deci asta era contextul. Ei n-au ajuns să analizeze articolul 6 devenit 7. N-au apucat pentru că s-a declanșat mișcarea antisemită. Da. Alex, iar o mică paranteză care mă interesează pe mine. De unde, care sunt originele acestei mișcări antisemite? De unde le venea acest sentiment? Eu o să te rog să fac, pentru că eu am niște cercetări de... Știu, tocmai de-aia te întreb, dar acum așa o mică paranteză. Am studiat acest subiect și vom face niște misiuni speciale despre antisemitismul din secolul XIX din România și secolul XX. În Moldova s-a produs încă din prim, de la 1830, spune Ion Ghica în amintirile sale, o imigrație masivă evrească din Galiția, adică pe Ucraina, și din Rusia, în baza unui program național țarist, al Imperiului Țarist, de expulzare a evreilor care nu se integrează statului țarist. Ce însemna integrarea în statul țarist? Însemna ca evreii să revoluționari. Devină... Mai întâi toți evreii, care erau 6 milioane de evrei în Rusia, să devină țărani, să fie angajați în agricultură și să muncească fizic. Asta este o chestiune fundamentală
care a condus, această idee a muncii fizice a evreilor, a condus până la Holocaust. A fost unul din argumentele lui Hitler și ale nazismului de a face lagăre de concentrare și Holocaust. Și ideea asta a apărut în, mai întâi în Germania, unde i-a obligat pe evrei să aibă o activitate productivă, spunea. Muncă pentru Germania n-a se dat doar muncă fizică inițială în acea perioadă. Iar evreii care nu s-au integrat în muncă au fost expulzați din Germania, mulți dintre ei ajungând în România. Ca parte a acestui fenomen de imigrație ilegală și masivă, pentru că a fost vorba de sute de mii de oameni în Moldova, și care trebuia să ajuns aici, trebuia să supraviețuiască cumva în orașele, în anumite târgulețe, de Dorohoi, la Iași, la Botoșani. Trebuia să supraviețuiască cumva, ei s-au ocupat de micul comerț, s-au ocupat și de speculații, au avut apoi arendași, au avut apoi o serie întreagă de fenomene, cum a fost, de exemplu, micul comerț cu alimente din Iași, care nu era marele centru comercial al Moldovei. Marele centru comercial al Moldovei erau în altă parte, erau la Botoșani, care se afla pe traseul comercial și așa mai departe. Deci, sursa acestei mișcări antisemite... Deci este această migrație forțată... Migrație puternică și partea... Undeva la începutul, în primii 30 de ani ai secolului 19. Intrăm în detalii, dacă face acele mesiuni, era vorba de o populație complet străină. Noi aveam evrei în țară, așa numiți evrei pământeni, care au de regulă sefard. Evrei care s-au instalat, au venit în țară și s-au instalat ca negustori și comerciali. Se pare că erau vreo 12.000 de familii, dacă nu cumva chiar numai 12.000 de persoane. Așa. Și care s-au uitat încă din timpul Imperiului Otoman. Brătianu chiar spune la un moment dat, acești evrei pământeni trebuie împământeniți, deci trebuie să primească cetățenia română, au dreptul să primească cetățenia, trebuie să o ceară, nenorocire că n-au cerut-o, marea majoritate, și doi, și trebuie să aplicăm și noi ceea ce a făcut Napoleon I în Franța, prin cerebrul Sanhedrin, prin cerebrul conferință evrească din Franța, de la Paris, să definim cultul mozaic, de să considerăm comunitatea evrească ca un cult religios. Și sigur, el este potrivit principiilor drepturilor fundamentalelor, este liber să se manifeste, ceea ce s-a respectat în România. Ceea ce nu s-a respectat este cetățenirea, dreptul de ce? Pașaportul român, ca să spunem așa, cetățenia română. Bun, dar deci, ceea ce spui, vorbim de o populație sau de o masă mare de oameni care vine, care nu cunoaște limba română, care pur și simplu este nevoită să fugă din Rusia, din Imperiul Țarist, fiind expulzată. Sau exact. Silită să muncească fizic. Mai era o chestiune pe care oamenii noștri politici au prezentat și noi o voi prezenta în detaliu când facem emisiunea respectivă. Deci acești evrei erau străini, așa numiți galițieni, sau cazari, adică făceau parte, spunea Iorga, dintr-o populație mongolă care până secolul 7-8 a trecut la mozaism. Deci ei nu erau evrei propriu-zis ca evrei din Israel sau evrei din Iudeea. Nu erau, n-aveau nicio legătură. Erau unul din triburi, zici, în sensul ăsta. Erau o populație asiatică care trecut la religia mozaică și ne-am trezit cu ei vorbind o limbă, o germană stricată, așa numită Yiddish. Yiddish, care e olandeză, germană. Așa. Și Moldova ne-am trezit, iar partea cea mai neplăcută a fost că ei, pentru a supraviețui, au început să facă tot felul de, inclusiv cămătărie, inclusiv speculații. Faceau ce știau să facă, ce puteau să facă în condițiile date. Economie primitivă, un tip de economie primitivă, așa numitul Manoilescu, marele economist, a spus, capitalismul comercial, așa începe, micul capitalism comercial, așa. Și asta deranja foarte mult și avem documente, eu voi prezenta niște documente ale clasei mijlocii românești, grecești și armene. De-aia era numită clasă mijlocie sau pătura economică românească, de fapt creștină. Mijlocași. Pentru că erau și greci și armeni, nu numai români. Și ăștia au fost foarte nemulțumiți, deranjați de concurență.
pentru că acești evrei care făceau și camătă și comerț, micul comerț și comerțul cu alimente mai ales, gândește-te că era carnea de porc. Evreii nu mâncau porc, nu mănâncă porc, dar comercializau carnea de porc pentru creștini. Legume, vegetale și așa mai departe. Toate lucrurile astea, arendășia, toate lucrurile astea se făceau cu capital străin, că nu aveau sume ei, ci împrumutau acești bani de la bănci străine, în primul rând Austria, Austria-Ungaria și Germania. Împrumutau acești bani și cu acest capital veneau în țară pe care românii nu îl puteau concura pentru că românii nu aveau capital, nu aveau de unde. Nici acces la finanțele de afară. Și atunci s-a creat acest conflict și închid paranteza că doar să răspund și vom face o emisiune. Cum facem? Nu, că mai avem 10 minute, hai să terminăm cu 1866, că începem ca în caragiale. Și atunci se organizează o mare manifestație în fața adunării, în acea clădirii Parlamentului. O mare manifestație a semnat, a fost estimată la 200 de oameni. Și această mare începe să protesteze. Cum există și astăzi, persoane invitate, persoane care asistență, care asistau la dezbaterile Parlamentului și care și ei au început, erau și ei agitați și au început să protesteze și au întrerupt desfășurarea votării când s-a ajuns la articolul 7. Articolul 6 acum a devenit 7. Și când a ajuns la articolul 7, deja au început protestele, au început mișcările și afară și înăuntru. Manuel Costache a trimis câțiva reprezentanți și aprozi, cum se numeau cu vremea, ca să potolească mulțimea, că nu se dă niciun articol în favoarea evreilor. Așa. Nu se reușește. Mai mult decât atât, o chestiune care s-a mai întâmplat, una din prostioarele pe care le fac guvernele și oamenii politici din când în când și văd că nu se opresc. Le transmite celor de afară: domne, dacă nu înțelegeți, nu vă potolici, nu vă risipiți, o să ne invadeze turcii, pentru că Imperiul Otoman de-abia așteaptă la Dunăre. Da. Această amenințare mai existase. În primul rând, să produsese în realitate invazie de trupe în 1848, apoi în 1859 să produsese acel lucru, că erau trupele la Dunăre. Noi mai aveam și o altă problemă în Moldova, că exista același fenomen, și anume o presiune cu trupe militare la graniță din partea rușilor. Este celebra scrisoare lui Cogălnicianu care spune: de la Iași, când ne urcam pe copou și ne urca sus pe deam, vedeam cum lucesc săbile rușilor peste prut. Deci exista această situație și Manuel Costache Epureanu face această egrare, se spune, zice, bă, dacă nu vă potoliți, o să intre turcii peste noi și o să ne invadeze. Ceea ce a trezit, cum e de așteptat să mai întâmple, o reacție către, bă, ne păcălești, ne ameninți cu invazia, deci nenorocitul. Și a început mișcarea și mai violent. Din acest grup, s-a constituit o echipă, să zicem așa, ea este numită în presă o coloană, să constituie o coloană de agitată, de oameni violenți, de agitați, care la momentul, la semnalul dat de clopotele mitropoliei, spune documentul, bătute în dungă, abate în dungă, clopotul este de pericol. De primejdie, a mort, da. Primejdie, exact. Și bătând clopotele în dungă, se formează această coloană care pleacă aproximativ, deci din dealul Mitropoliei, aproximativ un kilometru, un kilometru și jumătate, chiar mai puțin, pe celălalt deal al Bucureștiului, unde se afla sinagoga în construcție, sinagoga evreilor, ceea ce este astăzi Templul Coral, pe același loc. Templul Coral de astăzi în București era pe locul ăla sinagoga în construcție și este, de fapt, reconstruită atunci. Se îndreaptă acolo și dărâmă, distrugă această sinagogă. Sinagoga asta avea o anumită poveste. În primul rând, acolo era un teren viran pe care comunitatea evrească austriacă, deci evreii austriaci, l-a cumpărat cu bani de la un proprietar român
și mai era și un grec, în sfârșit. Deci a cumpărat terenul și a primit aprobare oficială de la primărie și de la guvern să construiască sinagogă. Și s-a construit, s-a ridicat, era aproape gata în momentul ăla, să templul coral de sinagogă. Problema care a fost? Că în momentul în care s-a făcut ancheta, ce e cu coloana asta care s-a dus și a, discurs, a făcut acest act de violență, nu mai spune COU internațional, cu acte de barbarie la București, cu niște titluri de pe presa occidentală, acte de barbarie la București, reacția Alianței Israelite Universale, care un dezastru, articolul 7, un dezastru, s-a dat. Deci România nu e țară civilizată, poporul român nu e popor civilizat. România nu este stat modern, cum afirmă liberalii care ne-au trădat. Că spunea că acum deja liberalii sunt trădători pentru că au schimbat articolul cu dreptul de naturalizare. Deci e dărâmată sinagoga și se invocă, de-aia spun că a existat și o conivență bisericească ortodoxă. Se invocă faptul că pe acel teren existase o biserică ortodoxă, Biserica Stele, care arsese, fusese distrusă. Acolo era un maidan, cu niște ruine, cu... dar potrivit canoanelor apostolice, potrivit canoanelor bisericii ortodoxe, pe locul unde este sfințit un altar, chiar dacă totul e distrus și nivelat și e numai câmp, pe locul respectiv unde a fost altarul, nu se pot construi clădiri de cult ale altora, să nu se poți construi instituții, nu poți să construiești casă decât cu aprobarea. Și sub acest argument, care de fapt s-a dovedit ulterior că era fals, altarul Bisericii Stelea nu era acolo, iar evrei, comunitatea evreiască, care știa foarte bine, n-ar fi construit niciodată templul evreiesc, templu peste, deasupra unui altar. Un altar creștin. Yeah. Deci au fost niște instigări, au fost niște acțiuni. Și sigur că în momentul când se trece la articolul 7, acesta spune, numai străinii de rituri creștine pot dobândi în proprietărie. Deci a fost eliminată această posibilitate, că era doar o posibilitate, nu era un drept oferit de Constituție, a naturalizării, a cetățeniei. Asta problema a fost prezentată de Ion Cebrătianu domnitorului Carol I noaptea, pentru că aceste evenimente l-au surprins pe Carol la Târgoviște, era într-o visă la Târgoviște, în cetatea veche, a studiat în sfârșit, a aflat foarte multe lucruri. Și noaptea, la ora 1 noaptea, s-a întors, alertat și el că se întâmplă ceva la București. Se întâlnește cu Brătianu. Brătianu îi explică, Doamne, am retras articolul în urmă cu 3 zile, dar ceea ce a circulat a fost proiectul Constituției cu articolul 6. Și 2, Brătianu a spus că acea coloană, acel grup violent, este organizat de ruși. Deci exista această echipă, am mai discutat, noi v-am prezentat eu cu niște emisiuni în urmă, când era vorba de Cuza, de un anumit Moruzi, un capitan Moruzi, care a condus și la revolta antiunionistă de la Iași, aia din 1866, deci 3 aprilie. Și a fost implicat, deci erau lipoveni, greci, era o adunătură de asta de luptă, care luptaseră la Sevastopol. Și Carol va fi nevoit și Cuza mai întâi. Îi va scrie împăratului Napoleon al III-lea, zice, incidentele a noi din țară, incidentele antisemite sunt produse de un grup de greci, de fanatici greci, încadrați în armata rusească și pe care domnia voastră, chiar îi scrie, citesc, domnia voastră, mărite împărat al Franței, i-ați întâlnit la Sevastopol, în războiul Crimeei, sunt tot aia. Și acum s-au mutat aici în țară și ne fac tot. Și scria Ion Brătianu, scrie un articol, ăștia, indivizi, ăștia, încurajează curajurile. Așa, ăștia încurajează curajurile de mulțime și îi determină la acte violente. Deci, cu alte cuvinte, provocatori, cum s-ar spune. Provocatori. Deci, Brătianu îi prezintă situația,
Iar Carol îi spune, există, îi răspunde, există o rațiune de stat mai importantă decât povestea asta evrei. Deci este problema fundamentală, este statul român. Ăsta trebuie să aibă Constituție și 2.2 trebuie ca șeful statului, domnitorul, să aibă toate atributele autorității. Și aceste două puncte au fost impuse lui Brătianu de către Carol în acea noapte. Deci lasă în aibă articolul ăla, lasă articolul 7, schimbă-l, modifică-l, că n-are nicio importanță. Trece mai departe, Constituția trebuie să existe pentru că trebuie să existe oficial statul modern român și cu un domnitor care să aibă toate atributele de care vorbeam mai devreme. Și acesta este T0 a ceea ce a însemnat statul modern român. Trebuie să ne oprim aici, Alex. Ne revedem săptămâna viitoare cu această parte fascinantă a istoriei. Vă spun sincer că sunt lucruri pe care eu nu le cunosc și spun că eu nu le cunosc în sensul că sunt om care citește destul de multă istorie. Am citit și cărțile lui Alex Stoienescu. E o lecție de istorie fascinantă. Îți mulțumim mult, Alex, pentru ea. Doamnelor și domnilor, ne revedem vinerea viitoare cu un nou episod din istoria loviturilor de stat în România, o istorie incomodă a poporului român. Vă mulțumim!